Scene de film azi noapte la Constanța. Bancomatul din incinta pavilionului expozițional a fost aruncat în aer. Deplasați la fața locului polițiștii Direcției de Investigații Criminale și cei ai Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Constanța, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, au prins în flagrant două persoane la scurt timp după ce bancomatul a explodat. Conform surselor din anchetă, ar fi vorba de aceleași persoane care au săvârșit aceeași faptă în localitatea Castelul din județul Constanța. Suspecții, un bărbat în vârstă de 48 de ani și o femeie de 55 de ani, erau filați de către oamenii legii. Azi noapte aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore și vor fi prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă. Ei sunt bănuiți că ar avea legătură cu o faptă similară care a avut loc în Mamaia. Pavilionul expozițional din subordinea Consiliului Județean Constanța este supravegheat în timpul nopții de un paznic și monitorizat video. De altfel, paznicul a fost cel care a sunat la 112, iar imaginile de pe camerele de supraveghere sunt acum în posesia poliției. Cercetările au fost preluate de parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța pentru stabilirea întregii activități infracționale. Vă reamintim că la jumătatea lunii noiembrie, un bancomat din localitatea Castelul a fost aruncat în aer tot în timpul nopții. În anul 2020, aceeași faptă avea loc în localitatea Lumina. Este vorba despre un bărbat român și o femeie italiancă. Persoanele în cauză au reușit să fugă cu un autoturism, însă au fost depistați în scurt timp de către polițiști. Aceștia au fost imobilizați, iar la acest moment sunt la sediul IPJ Constanța pentru audieri, urmând ca la finalizarea cercetărilor sub coordonarea parchetului Tribunalului Constanța să fie dispuse toate măsurile legale care se impun.